La Constanța, începutul anului bisericesc are o dublă semnificație, întrucât creștinii din Dobrogea își serbează astăzi unul dintre ocrotitori, pe Sfântul Cuvios Dionisie Exigul cel Smerit. La Catedrala Arhiepiscopală, unde au fost oficiate Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum, se păstrează și o părticică din moaștele Sfântului Simeon Stâlpnicul, de asemenea cinstit astăzi. La Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La noi în Dobrogea este cu atât mai important această zi, cu cât Sfântul Dionisie cel Smerit, Părintele Erei Creștine, care a făcut să se numere anii de la Hristos, acel savant care a fost profesor universitar la Vivarium, Calabria, Italia, și a fost sfetnicul a 10 papi de la Roma, cu o viață curată, iată este prăznuit astăzi, în chip deosebit, un străromân format aici, al cărui nume este pomenit pe toate meridianele. De asemenea, Sfântul Simeon Stâlpnicul, de la care avem sfinte moaște în această catedrală, este pomenit împreună cu Sfântul Dionisie. Sfinți mijlocitori și ajutători pentru sufletele noastre. La final, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a săvârșit slujba de Tedeum la început de an bisericesc. Credincioșii prezenți s-au închinat cu acest prilej la moaștele Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul.